Bun, este 10:30, haideți să începem. Bună tuturor, sunt Teodora, eu sunt anul 2 la medicina generală și astăzi aș dori să vorbim puțin despre nervul spinal și despre eferența vegetativă, acel desen de la sfârșitul capitolului de nervos, care e foarte stufos și pune probleme. Și aș vrea să vă mulțumesc că sunteți astăzi să mă urmăriți, având în vedere că e aproape ajunul Crăciunului, motiv pentru care mă folosesc și eu de urechiușele astea. O să fie, sunt niște lecții, mi s-au părut mie greuțe în ideea că trebuie să le înțelegi și dacă stai să le tocești, e destul de greu și poți să te păcălească ușor în grile. Așa că sper că până la sfârșitul lecției să fi înțeles despre ce e vorba și să știți să gândiți logic până la sfârșit și să le înțelegeți într-adevăr. Prima dată o să vorbim despre nervul spinal și eu nu prea mai văd acum cetul având această chestie deschisă. Deci sper să nu întâmpinăm probleme tehnice, dacă se blochează, nu o mai auziți, nu se vede. Scrieți în chat, urlați acolo și încercăm să rezolvăm. Deci, pentru început, am zis, haideți să facem despre nervul spinal. Desenul acesta îl găsiți și pe Classroom, este așa gol. Deci, așa cum am zis, puteți și voi să îl descărcați dacă doriți și puteți să desenați odată cu mine. Așa cum am zis și pe Classroom, voi folosi trei culori pentru că astea sunt standard: roșu, verde și albastru, pentru a reprezenta diferitele fibre care se găsesc în nervul spinal. Respectiv, pentru roșu o să fie fibrele motorii, pentru verde fibrele vegetative, iar pentru albastru fibrele senzitive sau, în fine, senzoriale. Cam astea se folosesc standard prin desene. Bun, și înainte de a începe să discutăm despre fibrele care se găsesc în diversele ramuri sau rădăcini, întâi haideți să discutăm ce vedem noi aici pe desen. Deci, în partea stângă aici avem moduva spinării cu substanța cenușie, cu canalul ependimar în centru, substanța albă de jur împrejur, observăm aici șanțul median dorsal și pe anterior avem fisura mediană anterioară. Și nervul spinal se formează din unirea celor două rădăcini ale lui, o rădăcină care este spre dorsal, spre posterior, aceasta este rădăcina dorsală. Și o recunoaștem pentru că are pe traiectul ei ganglionul spinal și rădăcina cealaltă, care este spre fisură, deci spre anterior sau ventral, nu prezintă pe traiectul ei ganglionul spinal, deci este rădăcina anterioară sau ventrală. S-au unit cele, deci aici rădăcina ventrală. S-au unit cele două rădăcini și au făcut un trunchi. Gândiți-vă că e ca la un copac. Avem rădăcini, se unesc, fac trunchiul. Este exact ca la un copac. Aici avem, deci, trunchiul nervului spinal. După care, trunchiul acesta, ca la un copac, o să dea ramuri. Și vom avea 5 ramuri. O ramură care se duce spre dorsal, deci e ramură dorsală. O ramură care se duce spre ventral, aceea este ramură ventrală. Și după o să avem și două ramuri comunicante prin care o să treacă anumite fibre, mai ales cele pe sistemul vegetativ. O ramură comunicantă pentru că va comunica sistemul nervos central, va comunica cu această structură desenată aici, care este lanțul paravertebral sau laterovertebral de ganglion, care se găsește de o parte și de cealaltă a coloanei vertebrale. Și o să fie două ramuri comunicante, o ramură comunicantă albă și o ramură comunicantă cenușie.
Ramura comunicant albă are acest nume pentru că fibrele care trec prin ea sunt mielinizate și efectiv am o culoare albicioasă. Prin ramura comunicantă cenușie vor trece fibre care și-au pierdut teaca de mielină și încep să aibă o culoare cenușie. Că de asta și la nivelul măduvei avem substanța albă unde fibrele sunt mielinizate, formează cordoane, cordoane, și substanța cenușie este cenușie pentru că avem corp neuronali care nu sunt mielinizați și prin urmare dau acea culoare cenușie. Acum că ne-am lămurit și cu ramurile, mai este una micuță, dar pe care eu am uitat să o pun pe acest desen pentru că nu este chiar de interes pentru noi când reprezentăm ramurile, dar este foarte importantă. Este ramura comunicantă, ramura meningeală care se desprinde din trunchi ca orice altă ramură, dar care se va întoarce în canalul unde se află măduva spinării, pentru că trebuie să inerveze, așa cum îi spune numele, meningele. Și vom avea ramuri senzitive, pentru că trebuie să preluăm o sensibilitate de la acele, de la meninge, în special de la vasele de sânge, ca să știm când trebuie ele să se contracte, ceea ce ne duce cu gândul la următoarea ramură. Contracția vaselor de sânge, evident, trebuie făcută de niște fibre motorii. Vasomotorii, pentru că acționează pe motricitatea vaselor de sânge de la nivelul meningelor. Și senzitiv, pentru că dor. Deci avem și sensibilitatea la nivelul meningelor. Deci știm, în meningită doare. Ca să ținem așa minte, nu știu cum să vă zic, să vă fie mai ușor. Ca să ținem minte exact ce fibre avem în ramura meningeală. Bun, acum dăm la o parte toate aceste ramuri, sunteți copii deștepți, le-ați prins. Și acum o să discutăm despre ramurile care se găsesc în fibrele nervoase care se găsesc în ramurile astea principale. Deci, întâi vom începe pe sistemul nervos somatic. Deci o să ne alegem culorile roșu și albastru. Prima dată lucrăm cu albastru. Nu știu dacă cineva chiar are desenul în față și cum v-am sfătuit eu să pe Classroom, dacă vreți să desenați odată cu mine, aveți ocazia asta, o să desenez într-un ritm, zic eu, ok, deci puteți faceți asta, o să fie drăguțel, sper. Bun, ramurile senzitive somatice, în primul rând. Ele știm că au corpul neuronal în ganglionul spinal de pe traiectul rădăcinii dorsale. Deci, plasăm aici corpul neuronal și mai știm că acești neuroni sunt pseudo-unipolare, adică dintr-un singur pol al neuronului pleacă ambele terminații, sau respectiv vine dendrita și pleacă axon. Și acum să vedem de unde vine dendrita. Păi dendrita culege sensibilitatea. Și noi de unde putem să preluăm sensibilitate? Fie o preluăm de pe pielea spatelui, deci venim prin rădăcina dorsală, prin ramura dorsală, prin trunchi și apoi prin rădăcina dorsală, fie de pe anterior, nu știu, de pe toracele anterior, spre exemplu. Și atunci o să vină prin rădăcina anterioară. Ca să se înțeleagă, astea sunt două dendrite diferite, nu se unesc, se suprapun. Dacă să nu încarc desenul prea tare, o să o reprezint așa. Apoi, la nivel de axon, deci din ganglionul spinal, o să avem axonul care intră în măduva spinării. Și dacă vorbim despre un reflex miotatic, de exemplu, deci un reflex monosinaptic, o să se termine acest axon în cornul anterior, unde va face sinapsă cu motoneuronul. Motoneuron care se găsește, are corpul în cornul anterior și de acolo o să meargă să inerveze motor ce are el de inervat, mușchi în principiu. Deci avem corpul neuronului în cornul anterior, după care axonul pleacă să inerveze ce are el de inervat, pleacă prin rădăcina anterioară, ajunge în trunchi, după care el acum poate să inerveze diferite
chestii. Dacă se duce pe ramura posterioară, o să se ducă la mușchii spatelui, la mușchii erectorei. Deci are unde să se ducă pe spate și ce mușchi să enerveze. Dacă se duce pe anterior, dacă se duce pe ramura anterioară, atunci acolo pe față o să aibă mușchi de enervat. Are o grămadă. Dacă luăm exemplu concret la nivelul toracelui, la nivel toracal, știm că ramura anterioară este transformată în nerv intercostal și pur și simplu ramura anterioară o să treacă în intervalul dintre două coaste și o să enerveze mușchii cu care vine în contact intim, adică mușchii intercostali. Asta așa ca exemplu, să țineți minte că ramura, că axonul neuronului motor poate să se ducă fie pe dorsal, fie pe anterior, pe ventral. Din nou, aici pe desen, o să mai avem reprezentarea asta pe desen, nu se ramifică axonul, axonul nu se ramifică. Sunt doi axoni diferiți de la doi neuroni diferiți, dar nu vreau să încarc desen. Am terminat și cu ramurile de pe somatic, acum mergem pe vegetativ. Și o să începem la fel, de la senzitiv spre motor, care este arcul reflex, într-un fel. Și știm că sistemul nervos vegetativ are legătură cu organele, cu lucrurile pe care noi nu le controlăm voluntar. Și avem aici desenat un vișcer, nu contează, un vișcer oarecare. Și vișcerul acesta are și el receptori, nocireceptori, baroreceptori, algoreceptori. Are receptori în el, că știm, ne doare un organ. Bun, de la receptorii acestui vișcer o să plece niște neuroni care conduc sensibilitatea. Noi știm că neuronii care conduc sensibilitate sunt localizați, au corpul în ganglionul de pe traiectul nervului, în ganglionul spinal, care se găsește pe rădăcina dorsală. Avem corpul aici, asta înseamnă că noi trebuie să avem și niște dendrite care preiau această sensibilitate de la vișcer. Ei bine, pe unde ar putea să o ia dendritele astea? Că dacă vă aduceți aminte desenul de la început, când aveam un neuron pseudo-unipolar, atât axonii cât și dendritele erau mielinizate, aveau teacă de mielină. Deci noi nu puteam să le diferențiem decât pe baza sensului de conducere a impulsului nervos. Altfel nu, ele sunt similare. Deci aici ce vreau să punctez este faptul că dendrita este mielinizată. Deci pe unde poate să o ia o structură care este mielinizată, deci albă? O să o ia, bineînțeles, prin ramura comunicantă albă. Deci o să o ia pe aici. Și dendrita mea o să meargă și o să ajungă la corpul neuronal. După care o să plece axonul, bineînțeles. Și axonul mai scurtuț o să intre în măduvă și o să se termine în jumătatea dorsală a cornului lateral. Deci dacă împărțim așa cornul lateral în două jumătăți, ăsta senzitiv, neuronul senzitiv, se termină în jumătatea dorsală. Bun, unde va face, bineînțeles, sinapsă cu neuronul motor. Neuron motor care se găsește în jumătatea ventrală, a cornului lateral. După care acest neuron o să plece ca să formeze calea eferentă a reflexelor vegetative. Și noi știm că reflexul vegetativ, sau nu știm, dar vom afla, reflexul vegetativ are calea eferentă un pic mai diferită. Nu este atât de direct și simplu, direct și la obiect cum este la reflexul somatic, ci are doi neuroni pe cale eferentă. Are un neuron preganglionar, deci înainte de un ganglion, și al doilea neuron ganglionar, care, sau postganglionar, care evident se găsește într-un ganglion. Deci o să avem doi neuroni în această eferență. Și în cazul clasic, așa cum discutăm acum la nervul spinal, o să avem neuronul preganglionar care pleacă din măduva spinării, care este, repet, este mielinizat acum, o să treacă prin ramura comunicantă albă, pentru că este mielinizat,
După care, el va face sinapsă cu neuronul postganglionar în ganglion. Acesta este ganglionul laterovertebral, dar o să vedem că sunt și alte posibilități la eferențele vegetative, în a doua parte a lecției. Aici o să facă sinapsă cu cel de-al doilea neuronul ganglionar sau postganglionar, care se găsește în ganglion și care își pierde teaca de mielină. Deci va fi amielinic. De aici și îl voi reprezenta punctat. De aici el o să se întoarcă prin ramura comunicantă cenușie și de aici el poate să se ducă fie pe dorsal, fie pe ventral. Gândiți-vă că acești nervi o să enerveze structuri, deci nu le controlăm voluntar. Vorbim de glande sudoripare, glande sebacee. Aceste tipuri de structuri le avem atât pe dorsal cât și pe ventral. Deci el trebuie să se ducă în ambele direcții. Și fie se duce pe, dorsal, fie se duce pe ventral. Din nou, nu se ramifică axonul. Nu, sunt două situații posibile în care se poate duce. Și cam asta este nervul spinal. Deci, având desenul acesta în minte și gândit, nu cred că este o logică mult prea complicată în spatele lui, puteți să o deduceți ușor în grile când vă întreabă, nu știu, ramura comunicantă albă. Este mixtă, este exclusiv motorie, exclusiv senzitivă. Deci, da, ramura comunicantă albă este mixtă, ramura comunicantă cenușie este exclusiv motorie, trunchiul le are pe toate le are trunchiul, la fel și ramurile anterioară și posterioară conțin practic aceleași ramuri ca trunchiul, dar nu avem ramuri mielinizate, avem numai ramuri motorii vegetative amielinice, deci postganglionare. Dar în rest, cam astea sunt, adică rădăcina dorsală este exclusiv senzitivă, rădăcina ventrală exclusiv motorie. Cam asta e logica din spate și sper că e ceva mai clară treaba acum. Bun, acesta a fost nervul spinal. Nu o să fac tot, că restul lucrurilor sunt ușor de înțeles din manual și puteți și voi să le mai citiți. Adică ar fi pierdere de vreme și pentru mine și pentru voi să stau acum să vă citesc din manual. Deci e treaba voastră să mai citiți un pic, dar mă întrebați dacă mai aveți neclarități. Și acum să vedem partea de vegetativ. Bun. Așa, să vedem cum așez ferestrele astea. Bun. Acum o să vă văd și chat-ul, așa că dacă vorbiți ceva, eu voi vedea acest lucru. Bun. Așa. Ați putea să-mi confirmați că vedeți prezentarea? Ok, bun. Bun, în acest caz, pentru că este totul ok, o să începem prezentarea despre eferențele sistemului nervos vegetativ. Este minunata poză, această poză din Corint, care
da, pune probleme, este destul de dificilă și încărcată, dar o să o luăm pe bucățele și o să vedeți că nu e chiar atât de groaznic pe cum pare. Bun. Haideți să discutăm în general despre arcul reflex vegetativ. Avem un receptor la nivelul viscerului, care este reprezentat de interoreceptori sau de visceroreceptori. Intero, adică la interior, receptori de la interior, visceroreceptori, adică receptori de la nivelul viscerelor. Viscere sau organe sunt sinonime. Deci avem aici receptorii. O dendrită va culege informațiile de la nivelul receptorilor și le va duce spre corpul neuronului, care se găsește, așa cum am văzut, la nervul spinal, în rădăcina, în ganglionul spinal, de pe rădăcina dorsală a nervului. După care de aici va pleca axonul, care se duce în măduva spinării, în cornul lateral. Aici va face sinapsă cu primul neuron motor al căii, în centrul vegetativ. Ia, dacă îmi tot pleacă mouse-ul și trebuie să-l mișc constant. Aici va face sinapsă cu al doilea neuron, al doilea neuron al arcului reflex, dar primul neuron al căii eferente. Și acum începe calea eferentă. Primul neuron, în general, este un ganglion, este un neuron preganglionar, care este mielinic, și al doilea neuron este un neuron postganglionar, care și-a pierdut teaca de mielină, este amielinic și are corpul localizat într-un ganglion. Un ganglion care poate fi de mai multe tipuri, nu neapărat cel laterovertebral, cum a fost la nervul spinal, sunt mai multe tipuri de ganglioni. Și va ajunge într-un final la efectori. Fiind sistem nervos vegetativ, avem mușchi neted, mușchi cardiac și glande. Pe astea le enervează. Acum am zis despre acel ganglion că nu este întotdeauna laterovertebral, ci chiar în puține cazuri este laterovertebral, dar clasic pentru nervul spinal, lăsați doar atât. Bun, deci ganglionul poate fi fie pentru sistemul nervos simpatic, fie pentru sistemul nervos parasimpatic. Sistem nervos simpatic are două tipuri de ganglioni, laterovertebral sau paravertebral, sunt cei din desenul de la nervul spinal și ăștia stau ca un șirac de mărgele de o parte și de cealaltă a măduvei. O să vedem mai bine pe alt desen. Și ganglionul prevertebral este un ganglion care se află anterior oarecum față de corpul vertebral, dar nu este, cum să zic, lateral sau de o parte și de alta a coloanei vertebrale. Și ține minte că la simpatic avem treabă cu vertebrele, ca să nu îi încurcăm. Avem laterovertebral sau paravertebral sau prevertebral, dar întotdeauna cum auzim vertebral, trebuie să ne gândim, opa, ăsta e simpatic. După pe parasimpatic o să avem iar două tipuri de ganglioni. Ganglioni previscerali sau juxtaviscerali, înseamnă fix același lucru. Eu prefer termenul de juxtavisceral pentru că simt că previsceral și prevertebral se poate încurca foarte ușor. Și da, de asta se folosesc și prin grile, aveți grijă că previsceral este la parasimpatic, așa cum am zis, repet, auziți vertebră, vă gândiți la simpatic, auziți viscer, vă gândiți, ăsta e parasimpatic, că nu e cu vertebre. Da, și acești ganglioni se găsesc la anumiți nervi cranieni și după mai avem ganglioni intramurali, adică ganglion care se găsesc în peretele organului. Intra în mural vine de la mur, adică perete în franceză. Efectiv se găsesc în peretele organului. Și ca să mai explic așa termeni, juxta visceral. Juxta înseamnă lângă și visceral organ, adică lângă organ și previsceral, adică înaintea organului, deci pe acolo, în proximitatea organului. Prevertebral am zis, laterovertebral, adică cele două șiraguri de perle care se găsesc de o parte și de cealaltă a
coloanei vertebrale și paravertebrale, adică nu știu exact dacă asta este explicația, dar eu așa am ținut minte, para adică paralel, pentru că sunt două șiruri care sunt paralele și între ele și și cu coloana vertebrală. Deci ține minte că laterovertebral și paravertebral înseamnă fix același lucru. Acum să vorbim despre mediator, că și asta pune un pic probleme. Haideți să luăm cu parasimpaticul, vorbim pe calea eferentă. Întotdeauna în ganglion, totdeauna și la simpatic și la parasimpatic, o să se descarce acetilcolină. Deci, pe parasimpatic, primul neuron al căii eferente va descărca acetilcolină. Al doilea neuron al căii eferente, adică neuronul postganglionar, o să descarce la efector tot acetilcolină, pentru că vorbim despre parasimpatic. La simpatic, primul neuron, adică neuronul preganglionar, o să descarce în ganglion acetilcolină. Până aici totul e la fel. Dar, pentru că este simpatic și aici intervine diferența majoră, la efector, deci ganglion, neuronul postganglionar, o să descarce toți acești mediatori specifici pentru simpatic. În principiu, noradrenalină, norepinefrină sau nor, deci sunt sinonime acestea, la medulă suprarenală descarcă atât norepinefrină cât și epinefrină sau sinonim noradrenalină sau adrenalină. Sunt și sinapse, foarte puține, dar există, în care chiar la simpatic neuronul postganglionar va descărca acetilcolină exact ca la parasimpatic, dar sunt puține aceste sinapse. Și mai avem un tip special de sinapsă care este non-adrenergică, non-colinergică, adică nu se descarcă nici adrenalină, nici acetilcolină, ci este așa o ciudățenie, și se descarcă monoxid de azot. NO nu înseamnă nu, adică vai ce groaznic, ci înseamnă monoxid de azot. Deci, acestea sunt posibilitățile de mediator care pot fi descărcate de către neuronul postganglionar. Acum, iar niște generalități despre parasimpatic și despre simpatic. Parasimpaticul este desenat cu albastru pe desenul ăsta și simpaticul este reprezentat cu roșu. Parasimpaticul este localizat în două zone mari și late. Cranian, deci vorbim despre trunchiul cerebral, și sacral, la nivelul S2-S4. Eferența este alcătuită din doi neuroni, cum este la orice cale reflexă vegetativă. Primul neuron are originea fie în trunchiul cerebral, în nucleii asociați nervilor cranieni, respectiv, țineți minte, de la trunchiul cerebral, nerv cranieni, că aveam acei nuclei vegetativi la nivelul trunchiului cerebral și de acolo pleacă primul neuron de pe calea eferentă a reflexului vegetativ. Așa. Primul neuron pleacă de aici, ajunge într-un ganglion. Mă scuzați. Ajunge într-un ganglion care este în prima parte dinspre cranial spre inferior. Avem ganglioni previsceral sau juxtavisceral, adică ganglioni care se găsesc în proximitatea organului, cum sunt aceștia pe care încercuiesc eu aici. Și după mai avem următoarea jumătate, să zic, pentru nervul vag și pentru parasimpaticul sacral, avem ganglioni intramurali. Intramurali, adică în peretele organului, cum este aici la nivelul plămânului, de exemplu. Vedem că ei au dus neuronul ăsta preganglionar până aproape de organ, ceea ce ne sugerează nouă că el se termină în peretele organului. În perete, acolo o să dea de niște ganglioni din ăștia intramurali, care vor fi originea pentru neuronul postganglionar. Apoi, simpaticul are
primul neuron în coarnele laterale și se întinde de la T1 până la L2, a cu plus minus C8. Uneori se ia, uneori nu se ia. Da. Apoi, ganglionul, neuronul al doilea, apus ganglionar, se găsește într-un ganglion. Și cum am zis, acest ganglion poate fi de două tipuri. Și la simpatic. Odată laterovertebral sau paravertebral, ce vedem noi aici, care este un șirac de perle care se găsește paralel față de coloana vertebrală și sunt două astfel de șiraguri. Și prevertebral, așa cum îi vedem pe cei de aici, pe acesta, pe acesta și pe acesta. Aceștia sunt prevertebrali. Am văzut o întrebare încet cu coarnele laterale la S2-S4. Nu vreau să zic tâmpenii pentru că nu mai țin minte exact cum zice Corintu, dar parcă era spre distal, se pierdeau coarnele, nu mai știu exact, nu mai știu cum scria. Dar o să citesc și o să vă zic exact ca să-mi aduc aminte. Eventual vă zic la sfârșitul prezentării, ca să nu pierdem vremea acum. Bun, parasimpaticul cranian. Începem cu prima parte a parasimpaticului și avem patru situații. Prima, când avem un arc reflex ce implică nervul oculomotor. Dacă ne aducem aminte de la nervii cranieni acest desen, este bine. Pentru că avem aferențe care vin din niște colaterale care se desprind din tracturile optice, care se duc spre coliculul quadrigemen superior, colicul care emite niște colaterale și el niște prelungiri, niște ramuri, niște fibre, care se vor duce la nucleul accesor al oculomotorului. Și de aici intervine toată povestea de la nervii cranieni. Deci e bine să știm asta. Nervul 3, oculomotor, are anexat un nucleu pentru partea vegetativă, acest nucleu accesor. De aici o să plece primul neuron al căi eferente, neuronul preganglionar, și după care el se va termina într-un ganglion și, cum am zis, în prima parte a parasimpaticului avem ganglioni juxtaviscerali sau previscerali. Face sinapsă cu al doilea neuron al căii, neuronul postganglionar, care se va duce la efector la nivelul ochiului, și adică la iris, la cristalin, și să contracte fibrele respective. În fine, nu la cristalin, ci la corpul ciliar, mai exact. Și aici avem același lucru pe desenul lor, numai că nu vedem și aferențele, vedem strict eferența, care va merge, cum am zis, într-un ganglion juxtavisceral sau previsceral, vedeți, este acolo înaintea organului, și după care o să-și vadă de treabă fibra postganglionară și o să inerveze ce are ea de inervat. Mai departe, arcul reflex ce implică nervul facial. Avem, țineți minte, nervul facial avea nucleul salivator superior și nucleul lacrimal. Și, avem acei nuclei motori și încerc să zic niște întrebări încet și m-am pierdut șirul. Diversi stimuli, adică noi salivăm la diversi stimuli, avem această reacție, dacă sunt, nu știu, stimuli olfactivi, stimul vizual că vedem mâncare. Deci avem diversi stimuli pentru care noi facem acele acțiuni. Eferența ne interesează însă. Primul neuron se găsește în trunchiul cerebral la nivelul nucleilor de la nivelul trunchiului cerebral, care sunt anexați nervului facial. Țineți minte desenul de la trunchiul cerebral. Și al doilea neuron va pleca dintr-un ganglion care de asemenea este unul previsceral sau juxtavisceral, și neuronul postganglionar se va duce și va inerva ce are el de inervat. Deci ce inerva pe vegetativ nervul facial, respectiv glanda lacrimală și glandele submandibulare și sublinguale. Astea o să le inerveze el. De asemenea,
Observați pe desenul ăsta că ei au trecut aici și mucoasa nazală. Țineți minte, nervul facial se duce și la glandele din mucoasa nazală, că atunci când plângem ne curge și nasul. Da. Mai departe, trecem la arcul reflex care include nervul glosofaringian. Aferențele sunt diversi stimuli. Eferența este realizată de primul neuron care are, care pleacă din nucleul anexat nervului glosofaringian, respectiv îl numim nucleu salivator inferior. Dacă la nerv facial a fost salivator superior, aici avem salivator inferior. O să plece primul neuron al căii eferente de acolo, neuronul preganglionar, care va ajunge în ganglionul previsceral sau juxtavisceral. Acolo va avea origine cel de-al doilea neuron al căii eferente, respectiv neuronul postganglionar, care se va duce amielinic să inerveze glanda parotidă. Deci observăm pe desen că ce este mielinic e reprezentat în linie continuă, ce este amielinic este în linie punctată. Și am ajuns la următorul arc reflex, cel care conține nervul vag. De aici suntem în acea a doua jumătate a parasimpaticului, să zic așa, când deja începem să avem ganglioni intramurali, aici la vag și la sacral. Nervul vag are ca aferențe diversi stimuli și eferența este și ea compusă din doi neuroni, unul preganglionar care se va termina, va începe la nivelul nucleului dorsal al vagului și se va termina la nivelul ganglionului intramural, adică din peretele organelor. De aici el o să facă sinapsă cu cel de-al doilea neuron al căi eferente, cu neuronul postganglionar, care evident, vă dați seama că are un traiect extrem de scurt din moment ce chiar sinapsa s-a realizat în peretele organului. Cât de mult mai are de mers, o distanță destul de scurtă. Și o să inerveze diverse organe, cum observăm pe desen. Nervul vag este așa un fel de big boss care inervează foarte multe organe, plămâni, inimă, ficat, stomac. Foarte controversat, dar inervează și splina, deși în tabelul de la vegetativ ne zice că nu, splina nu este inervată parasimpatic. Dar adevărul adevărat este că de fapt aceste fibre nu se duc la splină ca organ, ci se duc la vasele care se află în splină și vor determina diversele acțiuni vasomotorii. Deci nu inervează splina efectiv, ci vasele de la nivelul ei, așa ca să împăcăm pe toată lumea. O să inerveze stomac, pancreas și de la nivelul intestinului o să inerveze tot jejunul ileonul și duodenul, bineînțeles, deci tot intestinul subțire, iar din colon o să inerveze, din intestinul gros o să inerveze intestinul drept, adică colonul ascendent și două treimi drepte din colonul transvers. De rest o să se ocupe altcineva. Am trecut la parasimpaticul sacral. La fel, aferențele sunt diversi stimuli, dar referența ne interesează pe noi. Neuronul preganglionar o să plece de la nivelul coarnelor laterale din S2-S4 și axonii lor o să formeze nervii pelvieni, care se vor termina la nivelul diverselor viscere pe care le inervează, la nivelul ganglionilor intramurali, din pereții organelor. Acești neuroni cu care fac sinapsa, neuronii postganglionari, la fel, sunt niște neuroni scurtuți. O să inerveze rectul, deci și parte din colonul stâng, rectul, vezica urinară și organele de reproducere. Aici noi avem reprezentat uterul. Am terminat cu parasimpaticul, Doamne ajută, trecem la simpatic. Simpatic reprezentat cu roșu. Simpaticul este cel sistemul activat când alergăm de câine, suntem într-o situație de stres și știți voi acțiunile. Avem mai multe cazuri la sistemul nervos simpatic.
prima dată este varianta între T1 și T4, aceste fibre din aceste segmente. Acum n-am trecut pe slide, dar este plus minus C8. Uneori este luat, uneori nu este luat. Am văzut că în carte în principiu merg pe T1, T4. Așa v-am dat. Este discutabil acel C8. O să discutăm despre eferențe, bineînțeles. Primul neuron pleacă din coarnele laterale de la acest nivel. Și neuronul al doilea, clasic, așa cum am discutat la nervul spinal, o să plece din lanțul paravertebral sau lanțul laterovertebral acesta. O să facă sinapsă cei doi în ganglion. Deci cei doi neuroni vor face sinapsă aici și vedem deja punctat cum pleacă fibrele postganglionare, neuronii postganglionari, care se vor duce să inerveze diversele organe. Și din T1, T4 o să se formeze diverse plexuri. Deci, până aici vine din T4, urmăriți voi cu creionul pe foaie că este ceva mai ușor. O să se formeze trei plexuri. Plexul carotidian, plexul pulmonar, care se duce la plămâni, și plexul cardiac, acesta măricuț, care se duce la inimă. Iar ce aș mai vrea să zic pe desenul acesta, pe această parte de desen, este că vedem că aici avem o corespondență, segment medular spre ganglion. Dar vedem acești trei ganglioni care practic ei nu primesc fibre de la nimeni. Dar totuși ei dau fibre postganglionare. Totuși, cum e posibil lucrul acesta? Că au uitat ei să treacă niște dunguțe pe desen sau ce s-a întâmplat? Nu. Fibrele care vin aici, deci cele preganglionare, neuronii preganglionari, o să urce. O să se ducă recurent spre aceștia și vor da sinapsa la un nivel superior. Deci nu vă îngrijorați, nu pleacă de aici niște fibre postganglionare așa de capul lor, ci primește și ele niște fibre, niște neuroni preganglionari care urcă, se întorc. Asta e. Da. După trecem la următorul segment, segmentul T5-T9, unde primul neuron se află în coarnele laterale medulare și T5-T9. Și eu am pierdut un pic, m-au încurcat liniile astea de la ei. Bun. Deci o să plece primul neuron din coarnele laterale și ce este important aici? Da, să dăm cu zoom. Ce este important la fibrele din T5-T9 este faptul că, vedeți, ele trec prin lanțul ganglionar simpatic, dar ies din el tot mielinice. Asta înseamnă că ele au trecut fără a face sinapsă. Ele pur și simplu trec pe acolo, trec prin ganglion, dar nu se folosesc de el pentru a face sinapsă. Aceste fibre preganglionare, acești neuroni preganglionari care au trecut fără sinapsă prin lanțul ganglionar simpatic, alcătuiesc marele nerv splahnic. Vedem aici, marele nerv splahnic este alcătuit din nimic altceva decât din fibre preganglionare din segmentul T5-T9. Asta e tot. Ca să țineți minte așa că eu m-am chinuit tare la admitere cu denumirea de splahnic, splahno înseamnă organ. De obicei folosim asta pentru pleure, spre exemplu, unde știți că aveam o pleură care stă în contact cu peretele toracelui, foița, am un lapsus, în fine, și foița care stă în contact cu organul, și acelei foițe care stă în contact cu organul îi spunem splahnopleură, și cea care stă, foița care e parietală, foița parietală de în contact cu pereții toracelui, îi spunem somatopleură. În fine, nu vă interesează asta pentru admitere, dar să țineți voi minte că splahno înseamnă organ. Deci marele nerv splahnic este un nerv care se duce la organe. Sper că are sens. Ok. Apoi, cum am zis, pentru că suntem la sistem nervos vegetativ, trebuie să avem un al doilea neuron al căii eferente care va avea originea tot într-un ganglion.
numai că acum nu are în ganglionul laterovertebral, ci într-un ganglion prevertebral. Ce am zis? Zicem vertebral, trebuie să se aprindă o luminiță aici sus, că vorbim despre sistemul nervos simpatic. Avem vertebră, avem vertebral, ne gândim direct la simpatic. Să nu încurcăm prevertebral cu previsceral. Prevertebral este acesta care stă, are un raport cu vertebrele, deci o să încerc să vă scot niște poze și vă pun fie pe Insta, fie pe Classroom. Deci ăștia la simpatic sunt prevertebral și previsceral este altceva, înseamnă altceva, este la parasimpatic. Deci să nu încurcăm termenul de previsceral și de prevertebral. Este foarte important. Bun, am făcut o mare paranteză. Cel de-al doilea neuron al căii, care este neuronul postganglionar, care este amielinic, o să plece din această mare guguloaie care se numește ganglion prevertebral abdominal. Nu trebuie să știți voi numele, dar îl cheamă și ganglion celiac. Țineți minte, trunchiul celiac, pe acolo. Din acest ganglion celiac pleacă neuronii postganglionari, amieliniști, care o să enerveze diverse organe, diverse viscere. Și vedem aici că enervează stomacul, ficatul, pancreasul, deși, uitați, este foarte firav desenat acest, vedeți, această dunguță mică se duce cumva pe la coada pancreasului, deci e și pancreasul acolo, intestinul subțire, vedem că avem fibre care se duc la intestinul subțire și la intestinul gros. Astea pe aici, deci sunt roșu pe roz, de nu mai înțelegeți nimic. Dar dacă vă uitați așa cu lupa, o să vedeți. Da. Mai departe, tot aici, în T5-T9, noi avem și o situație particulară cu fibrele care vin de la T5 la T8. Ce se întâmplă cu fibrele astea? Ele sunt și mai șmechere, ele o să treacă prin lanțul paravertebral, nu fac acolo sinapsă, ajung și în ganglionul prevertebral, nu le convine nici acolo să facă sinapsă, o să treacă fără sinapsă și pe acolo. Vedeți liniuța asta continuă, care este încă neuron preganglionar, care se va termina aici, la chestia asta deasupra rinichiului, care se numește glandă suprarenală. Și o să se ducă la medulo suprarenală, care este glanda responsabilă, partea corticosuprarenalei, asupra renalei, responsabilă pentru secreția de hormoni pentru sistemul nervos vegetativ simpatic, adică adrenalină și noradrenalină. Și ce o să se întâmple în cazul ăsta? Că, așa cum am zis, trebuie să avem un neuron postganglionar. Ăsta e preganglionar. Ei bine, mediul suprarenala este un gigantic ganglion. Este un gigantic ganglion simpatic și practic se respectă regula că avem un ganglion. Aceste fibre preganglionare vor face sinapsă în medulă suprarenală și de acolo, din acest mare ganglion simpatic, o să plece fibrele postganglionare. Numai că la nivelul medulei suprarenalei lucrurile stau un pic altfel, pentru că acești neuroni postganglionari și-au pierdut axonul și s-au specializat pentru a secreta direct în sânge adrenalină și noradrenalină, adică acești mediatori care pot acționa și ca hormoni în cazul, știți voi, sistemului endocrin și toate treburile astea. Deci cam asta este povestea cu medula suprarenală, foarte important, pentru că este un detaliu pe care abia îl observați pe acest desen, că dar da, e bine să știți treaba asta, pentru că se insistă destul de mult în grile. Mai departe, trecem la următorul segment. Mai sunt două segmente și vă las, vă promit. Următorul segment este cel reprezentat de T10-T12. Aceste fibre, fibrele neuronii preganglionari vor pleca din coarnele laterale
ale acestui segment vor trece prin lanțul ganglionar simpatic paravertebral fără a face sinapsă. Deci ele doar trec pe aici, observăm, se unesc și vor forma micul nerv splahnic. Dacă ăsta e mare, că uitați câte fibre vin ca să-l alcătuiască, ăsta e mic, că vin numai din trei segmente medulare. Din micul nerv splahnic, fibrele preganglionare vor face sinapsă cu fibra cu neuronul postganglionar în doi ganglioni prevertebrali, acesta mare, de am zis noi că îl cheamă celiac, și în ăsta mai micuț, am găsit în unele cărți că ar fi ganglionul mezenteric superior. Nu trebuie să știți numele. Important e să știți că nervul splahnic, deși este el mic, e mai afurisit și face sinapsă, se duc fibrele lui în doi ganglioni. Odată în ăsta mare, în ganglionul, nu știu, cred că se găsește prin glire, dacă mi-aduc bine aminte, ganglion abdominal superior, mijlociu și inferior. Deci pentru ganglioni ăștia previscerali. Parcă așa am găsit prin niște grile. Deci micul nerv splahnic, pe regulă asta, va face sinapsă în ganglionul prevertebral superior abdominal și ganglionul abdominal prevertebral mijlociu. Deci în doi. Ține minte, el mic, de face sinapsă în doi ganglioni. Mai departe, fibrele postganglionare vor pleca din acești doi ganglioni, au originea în ganglioni, și se vor duce la diversele viscere pe care le inervează. Din nou, aici este o minunăție. Vă uitați cu lupa bine pe Corin. Vedeți că o să se ducă la rinichi, o să se mai ducă din ganglionul ăsta abdominal mijlociu spre intestinul gros, dar și parte din intestinul subțire. Da, vă uitați și voi cu mare, mare grijă. Deci cam asta e treaba cu nervii ăștia splahnici, mare și mic, că știu că nu scrie pe nicăieri prin carte, numai în desenul ăsta. Și ultimul segment și după vă las, este cel reprezentat de segmentele medulare L1, L2. Primul neuron, bineînțeles, va pleca de la nivelul coarnelor laterale, va trece prin lanțul paravertebral fără a face sinapsă, se va continua până va ajunge la ganglionul prevertebral inferior, unde va face sinapsă cu neuronul postganglionar, cel de-al doilea neuron, care va avea fibre amielinice și care se vor distribui să inerveze partea inferioară a rectului, vezica urinară și cam atât. Și uitați, se mai duce și la organele de reproducere la nivelul aparatului genital feminin. Aici o recapitulare pentru eferența parasimpatică. Aveam acele patru cazuri pe parasimpaticul cranian și parasimpaticul sacral pentru nervii pelvieni. Și vedem aici unde e primul neuron, unde e al doilea neuron, ca așa, ca regulă generală, când zicem de un neuron unde se află, ne referim la corpul lui, unde îl găsim. Deci de asta avem, deși avem, spre exemplu, un neuron care preia sensibilitatea, nu știu, de la degetul mic, de la piciorul stâng, indiferent, corpul neuronal se găsește tot în ganglionul spinal de pe rădăcina dorsală. Asta înseamnă decât că avem noi o dendrită foarte lungă, de, nu știu, 50 de centimetri, de un metru. Este o dendrită foarte, foarte lungă, de se extinde până la degetul mic de la piciorul stâng. Dar asta nu înseamnă că noi putem spune că neuronul se găsește în picior sau la nivelul gambei sau mai știu pe unde. Nu, întotdeauna ne referim la corpul neuronal și chiar și aici pe exemplul motor, regula se păstrează mereu, vorbim despre corpul neuronal, de unde pleacă el. Deci asta este recapitularea pentru parasimpatic, aici recapitularea pentru simpatic. Vedeți că sunt patru cazuri, alea patru segmente principale, dar foarte important să țineți minte povestea cu medulul suprarenala și care-i treaba cu ea. Este foarte important lucrul ăsta și nu prea se observă pe desen. Iar aici de menționat pe desen acel C8
plus minus. Unele cărți îl iau, unele cărți nu-l iau. În Corint am văzut că nu e luat. Uneori în Grile e luat. Deci o minunăție. Vă descurcați și voi vă adaptați la fața locului. Dar cam asta este recapitularea pentru ce am discutat noi astăzi. Încercați să vedeți, să învățați desenul acela și să-l înțelegeți și să-l luați așa pe bucățele, nu să mergeți dintr-o dată și să înțelegeți tot din prima. Treptat, așa cum am făcut și eu azi, am defalcat și am împărțit firul în patru și ar trebui să fie mai ok. Bibliografia este, bineînțeles, reprezentată de Sfântul Corint și vă mulțumesc pentru atenție. Acum o să mă uit încet și o să văd întrebările voastre. Bun. Avem coarne laterale ale moduvei spinării în S2-S4 sau este doar așa folosită exprimarea? Și văd că cineva a răspuns la asta că sunt vizibile. Nu spune Corintul dacă avem sau nu. Da, asta este o dilemă, să-i zic așa. Teoretic n-am avea. Practic, vedeți că avem. Ce să zic? Da, vă adaptați la fața locului. Am avut la admitere grilă, deci am patimă mare pe tema asta. Am avut grilă că din sacral pleacă din coarnele laterale. Păi stai un pic. Mai avem coarne laterale? Nu mai avem. Eu am greșit grila aia la admitere. Și era la complement din ăla grupat. Da, este o controversă să-i zic aici și n-aș vrea să mă bag să vă zic că este, că nu este, pentru că nu sunt nicio sigură și nu știu ce a vrut să zic autorul exact. Așa că, ce să zic, îmi pare rău, mai mult de atât nu vreau să vă induc în eroare și să vă încurc. Am văzut că în grile mai apar întrebări legate de nervii splachnici, dar apar doar pe acea poză. Da. Sunt doar pe acea poză și am detaliat, zic eu, destul de mult în prezentare, deci cred că ar trebui să fie ok. Mai departe, este vreo diferență între termenii previscerali și prevertebral? Da, am explicat foarte mult și pe parcursul prezentării și la început, dacă mai e neclarități, te uiți la începutul prezentării când am vorbit despre tipurile de ganglioni. Să ne explici ce sunt ganglionii și ce rol au. Bănesc că tu nu dai admiterea de a întreba asta, dar sunt două tipuri de ganglioni în organismul ăsta nostru, ganglioni nervoși, cum au fost cei pe care i-am tot detaliat astăzi, sunt puncte de releu sinaptic, unde se face sinapsa între doi ganglioni, sau puncte în care se află corpul anumitor neuroni, așa cum este pe ganglionul de pe rădăcina dorsală a nervului și mai avem ganglion de acest tip și la nivelul nervilor cranieni, deci neuroni, să zic, pentru fibre sensitive, cum aveam la nervul trigemen, ganglionul trigeminal sau la nervul facial, ganglionul nervului facial și tot așa. Și mai avem ganglioni limfatici care au rol în sistemul limfatic de sunt niște puncte de filtru pentru limfă și deci sunt importanți pentru sistemul imun și pentru tot ce înseamnă asta. Am întrebare, am citit în trei cărți trei lucruri diferite. Prima spunea că ambele sunt mixte, a doua că doar comunicanta albă este mixtă și cenușia e motorie. A treia că cea albă e motorie și cea cenușie e mixtă. Da. Ce să zic, eu n-am găsit trei exprimări în trei locuri diferite. Eu am învățat numai așa cum v-am prezentat vouă, cum am desenat pe nervul spinal lucrurile acelea. Logic ar fi, zic eu, cum am zis eu. Problema este că în Corint nu specifică de fibrele de aferențele vegetative. Nu se spune deloc despre ele, dar este logic că ele sunt niște fibre mielinizate pentru că sunt dendrite ale neuronilor pseudounipolari.
Ceea ce înseamnă că ele sunt, repet, mielinice, deci trebuie să treacă prin comunicanta albă. Ceea ce face comunicanta albă să fie mixtă, pentru că nu avem niciun dubiu că este motorie, pentru că avem fibrele preganglionare mielinice care trec pe acolo. Problema nu se pune astfel, problema se pune avem sau nu fibre senzitive. Asta este adevărata întrebare. Eu aș zice că da. Eu dacă aș da din nou admiterea, aș lua că este mixtă comunicanta albă. Eu așa aș lua. Comunicanta cenușie, eu zic că este exclusiv motorie, pentru că n-ar avea ce să caute ceva mielinic pe acolo și a mielinic ați văzut că avea doar fibrele postganglionare, deci fibre care sunt motorii pe calea eferentă. Dar, da, știu, este foarte neplăcut ce se întâmplă cu grilele astea, e... Din păcate, pe nervul spinal asta nu e dat, e așa, cu jumătate de măsură, parcă un pic în corin, ci trebuie noi să completăm cu puncte-puncte restul. Ce să zic, din păcate asta e, așa învățați pentru admitere, așa vă cere. Nu știu, eu aș lua grilele așa cum le-am explicat, așa am aflat și de la meditații. Da, nu știu ce să vă zic. Cărțile astea de grilă uneori sunt făcute și mai la repezeală, mai... Eu zic să nu vă orientați foarte mult după carte de grilă de 2020, de 2019, de 2016. Da, exact cum a comentat cu cineva în chat. Nu vă luați după cartea de grile. Luați-vă după admiteri, luați-vă după simulări, deși și la simulări se mai strecoară uneori greșeli, dar după admiteri. Nu știu, căutați într-o admitere grile de genul acela, lucrați cât puteți de mult și vedeți. În admiteri puteți avea toată încrederea din lume că este ok acolo și fix așa vă cere. Da. Acum v-am scris încet pentru că până se duce întârzierea asta din stream, o să se facă o pauză foarte lungă. Da, grilele de 2019 și de 2020 au apărut așa în ultima, pe ultima 100 de metri și sunt niște cărți ciudate. În 2019, cât am lucrat eu, nu erau neapărat greșite, cât erau fie cu informații extra corint, fie cu lucruri, nu știu, de trebuiau făcute așa niște conexiuni așa de scărpinai. Deci nu știu ce să zic cu toată treaba asta. Bun, păi voi mai puteți să-mi scrieți întrebări și în comentarii când o să postez clipul. Sper că a fost destul de clar și că ați plecat cu o înțelegere mai bună a acestor noțiuni care sunt destul de îmbârligate. Sper că nu au fost probleme tehnice mult prea mari. Îmi cer mii de scuze pentru întârzierea de o jumătate de oră de la început, dar sper că a fost ok până la sfârșit. Da, cu plăcere, sunteți niște drăguți. Mă bucur că nu v-ați plictisit și ăsta a fost și scopul meu. Vă că mai e o întrebare referitoare la grile admitere. Aș vrea să răspund aici pe live doar la întrebările ce țin strict de materia și despre lucrurile prezentate. Comentați pe YouTube sau în Classroom și vă răspund acolo. Bun, acestea fiind spuse, nu mai vreau să vă rețin. Aveți și voi treburile voastre. Din nou, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezență și că m-ați ascultat până acum. Cam astea sunt. Mai aștept puțin mesajele voastre, dacă să fiu sigură că nu mai sunt și altele. Și după le o să închid prezentarea. Bun, păi se fac pauze din alea foarte awkward silence și nu-mi plac,
Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc din nou. O să încerc să încarc această prezentare pe Classroom, dar pe YouTube va fi sigur încărcată, așa că pentru alte întrebări o să răspund pe YouTube sau în Classroom. Gata, gata, vă las. Bine, ne auzim. Pa, pa!